Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Mario și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod de pack opening. Da, nu sunt de pe contul meu, sunt de pe contul unui coleg și aș vrea să vă spun dacă vă plac și aceste pack opening-uri de pe telefon. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Am decis să fac aceste pack opening-uri pe telefon pentru că acest coleg joacă la un nivel destul de mare, face gol 3, gol 2 tot timpul când joacă la Weekend League și are un bulan super mare la pack opening. O să vă arăt și echipa aia pica Maradona, Andrei, de Balu, Van Dijk, Mbappé și nu mai vreau să spun anul ăsta pentru că i-a picat foarte multe, nu i-a picat de la toti, dar na, zic așa, ca fapt divers. Începem și canal, nimic. O să fie o săptămână în care vom posta de pe telefon și o săptămână în care vom posta pe opening de pe PlayStation. Ok. Și Champions League, wow. Oh, Vertonghen. Bun, Andrei de astea sunt Andrei de la divizia a 6 sau a 5, nu știu. Cred că astea sunt premiile de la divizia 6 în următoarele pecuri. O să vină divizia a 5-a pentru că am filmat în 2 săptămâni. Ok, din nou Champions League. Sămăta. Și n-am filmat cu microfonul atunci pentru că era în show la liceu, frumos, vedeți, 9 și 12 minute atunci. Și rar player spec, o, este inform. Oh, este Riyad Mahrez care intră direct în echipă, oh my god. Incredibil. Riyad Mahrez, al doilea cel mai bun de la acel Team of the Week, alături de Aguero Record Breaker. Uite, și chiar el mi-a trimis snap. O să-i pun și Instagram în descriere. Uitați ce super echipare. Și mai are și Hernandez de la Amid, sau Baby, nu știu, mă rog, are o echipă super talent. E forță, omul. Uitați Van Dijk de la Red Pick. E forță rău, băiatul. Ok. Și aici el n-a mai fost să deschidă. Aici am deschis doar eu. Pentru că n-a fost în acea joi la liceu. Și red pick-uri. Haide cu un Mbappé sau Van Dijk. Ante Rebic. E bun pentru Orsici. O, din nou Rebic și Leiva. A făcut gol 3. Pentru că nu s-a mai chinuit. A zis că mai avea meciuri, dar nu mai avea când să le joace. Nu v-am mai arătat echipa lui de joi. De joi asta. Dar o să vă arăt echipa de vineri seară, cred. Sau vineri dimineață, pardon. Și foarte multe pecuri. Ok, rar player spec din care a picat Mahrez. Nu mai pică absolut nimic. Piții. Câțiva de 84, mă rog, e ok. Trimitem pe transfer list. Trebuia să încep cu mega pecurile, dar mă rog, Raul Albiol, jale, dar după cel Mahrez, ce să-ți mai pice, frate, ce să-ți mai pice. Ok, Lecomte, slab, foarte slab. Haide mai departe, încă un mega pec și Beniață, mă bată, mamă. Ce e asta? O, oh, și draftul că în forță. Bagă și sub un draft. Da, cu Excel la tot. Așa, haideți să vedem ce se mai întâmplă. Haide. William Carvalho, bă frate, bătăie de joc sau ce? Luăm pack și 1000 de coins. V-am filmat ceva cu sunet? Nu știu. Aia nu, e bine. Dar nu e calitatea așa de mare. Și am zis că e mișto pentru că foarte mulți dintre voi vă uitați pe telefon să vedeți un videoclip din ăsta de pe telefon. E Caterinca. Încerc să-i salvez fiecare jucător pentru că na, omul are nevoie de bani. Vedem, are doar avea 41.000. Haide, Junule, astăzi,
ok notificare. Cred că ați fost trip. Așa, haide să vedem. Avem și premium long player, spec nimic, cel mai probabil Rusilon. Așa, trimitem totul la club. Și 2 mega pack-uri rămase. Hai frate, măcar să aducem și noi acolo un walkout. Champions League? Leu, Pulisic, Jale. Oh, și Langley, și Siligu, și Pepe. Decent. Dacă era încă un walkout, era forță Peco. De fapt, un walkout, nu, încă un walkout. Și haide cu un walkout aici, la ultimul pack. Te rog, te rog, te rog, te rog. Și... pula! Scuzați-mi limbajul. Dar n-ai cum, frate, n-ai cum să stea așa bătăie de joc. Omul a luat reward-urile de la Divizia 5. Mi se pare bătăie de joc. La după mareză, la... haideți să vă arăt echipa. Vedeți echipa cu acest super Timo Werner. Mi-a zis că joacă foarte rău de tot. Am uitat și la statistici. Îl are pe Bernat acolo pentru moment. Bernat. Hai să vedem și ce statistici are acest Timo Werner. Eu nu pot să fac astea pe telefon. Nu știu ce. Da, da, Marksman. Are 2 meciuri. 5 goluri. Ce să mai vrei, frate? E top acest Werner și mi-a zis să-l fac și eu și vă sugerez și voi să-l faceți dacă aveți player prin club. Nu știu ce o să fac pentru că ăsta clar va primi de-aia să-i crească ratingul pentru că Werner o să crească 100%. Deci cred că o să-l fac, dar și Ben Yedder este o idee. Nu știu, vom vedea. Cam asta a fost pe opening-ul, băi băieți, a fost unul mai scurtuț. Dar a fost forță, mie mi-a plăcut. Sper că v-a plăcut și vouă. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați pe butonul de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Dați-i și follow acestui băiat. Linkul lui este în descriere. Dacă nu uit să-l pun, dar nu o să uit. Ia, cum îl cheamă pe Insta, că n-am cum să pun linkul, că vă bag în browser. Mă rog. Eu am fost 007 Mario, mulțumesc pentru vizionare. Pa!